Adrian Nestase, mesaj ascuns pentru Dencil, poate deveni un apispitor sau un om de autoritate. Depinde cum se raportează la presiuni. Fostul premier Adrian Nestase a vorbit miercuri, la Adevărul Live, despre actualul guvern PSD-ALDE, dar sublinierea despre principalii actori ai Partidului Social Democrat. Întrebat ce părere are despre Viorica Dencil ca prim-ministru, acesta a precizat ce profilul său este încă în formare, putând deveni în timp un capisp subliniereitor sau un om de autoritate. Este o persoană absolut remarcabilă, un om cald, sincer. Urmează să sublinierea definească profilul. Poate să devin un capisp subliniereitor sau poate să devin un om de autoritate. Depinde cum se raportează la presiuni, a spus Nestase despre actualul premier. Întrebat de ce nu au rezistat în funcție Sorin Grindeanu sublinierei Mihai Tudosev, fostul premier a răspuns, nu au fost suficienți de obedienți. La un moment dat, liderii partidului au crezut ce cei doi cochetează cu presubliniere din Tele Iohannis sau cu serviciile. Asta e explicația foarte simplă.